Bună, dragii mei, bună suflete faine! Vin astăzi către voi cu o citire într-o singură variantă de răspuns, facem așa o poveste de seară și încercăm să abordăm uh, 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 subiectul cum ați fost voi văzuți în trecut de o anumită persoană, cum sunteți văzuți acum în prezent și cum veți fi văzuți în viitor. Uh, ne vom uita la felul în care acea persoană va a perceput pe voi și ce sentimente au avut pentru voi în trecut, prezent, dacă mai există ceva și în viitor și vedem Poate că punem și intenții da? sau dorințe în legătură cu voi. Bun, drăguții mei. În primul și în primul rând ne uităm să vedem ce face acea persoană și facem o, o cruce doar din cinci, din cinci cărți. Mi s-a blurat camera. Cuiva nu-i place ideea. <laughs> mi s-a blurat camera numai puțin să o... să-i facem focusul. gata îmi cer scuze <laughs> aia a fost așa ceva, cuiva nu i-a plăcut ideea bun, oricine poate fi persoana din trecut poate fi persoana din prezent poate sunteți curioși, da, poate încă mai sunteți cu acea persoană uh, poate sunteți curioși cum ați fost voi văzuți la început de acel om cum vă vede acum și cum veți fi văzuți în viitor, da? Deci nu vorbim neapărat despre o persoană din trecutul vostru. Putem vorbi și de o persoană din prezent. Putem vorbi, nu știu, de oricine. Gândiți-vă la oricine. Cine vreți voi? Cine aveți voi acolo în minte? Bun. Hai să vedem ce face el sau ea acum, da? Persoana la care voi vă gândiți. Și avem un 8 de pentacule. Hmm este foarte preocupat în această perioadă de muncă, de lucru, lucru în echipă în special, de a crea ceva, de a face ceva, da? Preocuparea principală este lucru. Ok, în mintea acelei persoane avem spânzuratul, da? Încearcă să găsească o soluție la o anumită problemă. E un pic blocat, blocată și încearcă să găsească o soluție la o anumită problemă. Se simte așa prins, prinsă, parcă nu poate scăpa, po parcă nu poate găsi o soluție. Uh, bun, hai să vedem în trecut, o carte din trecut, avem lumea, undeva la distanță, sau posibil pentru unii dintre voi să se fi încheiat ceva în legătură cu această persoană, sau poate a mers undeva la distanță, și asta este posibil cu lumea. În viitor... Deci ne uităm așa puțin ce face persoana respectivă acum, dacă este bine, dacă nu este bine, șaptele de băte văd că luptă în viitor, văd că luptă cu opoziția sau pur și simplu se opune unei anumite idei. Hai să văd în subconștient, are asul de băte, asul de băte vine cu un început plin de pasiune, deci în în poziția dorințelor sau în subconștient, persoana asta își dorește un nou început plin de pasiune, dar este foarte conștient, conștientă că există un blocaj. Poate că, nu știu, se face referire la voi, poate nu, da? Acum depinde de fiecare. Dar văd că muncește, muncește foarte mult în a găsi o soluție pentru a avea parte de un nou început plin de pasiune. Și hai să mă și uit așa un pic și la capătul cărților văd că am regina de băte și patru de băte Aici vorbim despre o persoană și regele de spade. Wow. Aici e hmm. și dezamăgire. Hmm. Bun, aici vorbim despre despre un cuplu, da, despre un cuplu, un rege de spade și o regină de băte și patru ăsta de spade, îmi vorbește de foarte multă plafonare. Văd un cuplu care s-a plafonat, văd un cuplu care hmm nu prea mai este nimic între cei doi, da? Cu 400 de spade unde totul e înghețat, totul e așa băgat la, la congelator, da? Uh, Regele ăsta de spade se pare că este așa aș să cred, pentru că este cumva aceeași energie, da? Uh, este energia regelui de spade, 400 de spade, de asemenea. Adică, uh, în cazul în care persoana asta, să zicem, în cazul în care vorbim, vă gândiți la o femeie, da? Femeia respectivă este posibil să fie într-un cuplu, da? Cu un rege de spade, iar între cei doi văd foarte... Um, văd o pauză, văd o pauză, care a fost de asemenea produsă de energia masculină. Dar acum, dacă vă gândiți la, la un domn, el este cel care este foarte rece în relația respectivă. În fine. Bun, hai să vedem mai departe. Sper că ați prins, ați prins ideea. Uh, hai să încercăm să le și clarificăm un pic, să vedem ce face domnul sau doamna. Spânzuratul, la ce se tot gândește aici? Ce, cinciul de bâte? O, oh, cinciul de băte vine cu competiție, cu gelozie, vine cu lupte interioare, da? Acum depinde, vine cu lupte interioare, probabil că este ciud așa cumva că nu poate găsi o soluție sau că se simte prins, prinsă în situația asta. Bun, cinciul de băte mai vine și cu influența exterioară, da? Nu este că, de deci spânzuratul ăsta apare ca și cum Persoana respectivă nu găsește o soluție la o anumită problemă datorită faptului uh, că ceilalți s-ar opune, da? de aceea apare și lupta asta mai târziu. Uh, ceilalți s-ar opune. Uh, nu este pentru că ea nu găsește o soluție, ci pentru că soluția asta depinde foarte mult și de ceilalți. Și hai să vedem optul de pentacule, optul de pentacule, hm, regele de cupe. Regele de cupe, regele iubirii, la ce lucrează persoana asta? Păi văd o colaborare aici între persoana voastră și regele de cupe, da, sau posibil să fie un parteneriat, posibil să fie, uh, vedeți voi, regele de cupe și optul de pentacule împreună, mi-ar spune așa că, aș spune că ar fi vorba de, pentru unii dintre voi poate fi vorba de un loc de muncă unde pune și foarte multă iubire, pune foarte multă dragoste. Adică, sau poate că la găsirea acestei soluții, dacă văd că e în căutarea unei soluții, persoana asta pune foarte multă dragoste. da, Sau, din dragoste, încearcă să lucreze la un anumit proiect și asta poate fi. Hai să văd as asta de băte. Asul de băte, regele de băte, opa, acum nu știu dacă e una și aceeași persoană, dar este posibil, regele de băte, știți bine că este bărbatul acela plin de pasiune, plin, plin de pasiune care îi stârnește luptele astea interioare persoanei voastre. Bine, acum poate fi o energie feminină, de asemenea, nu vă gândiți neapărat că este o energie masculină, dar în cazul în care sunteți un domn, Persoana asta văd că se simte foarte atrasă aici, are opțiuni, este în energia reginei de băte, are opțiuni, da? Uh, hmm. uh, posibil să fie într-o relație, după cum bine am văzut, la capătul cărților, ok, posibil să fie într-o relație, da, cu o persoană care mm, nu prea îi stârnește interesul. Da? pentru că uite aici câtă lavă, cât foc, câtă pasiune în femeia asta, în energia feminină și cât uh, răceală în energia masculină, da? Uh, hm. Și e interesant, interesant. Bun, hai să vedem mai departe, hai să văd. Dar dacă sunteți o doamnă și vă gândiți la un domn, domnul ăsta văd că are foarte multă iubire de oferit, dar și pasiune, da? Și-ar dori un nou început plin de pasiune și-ar dori în prezent văd că asta face, este foarte activ din punct de vedere sexual, aș putea să spun, da, cu cărțile astea două uh, și e ok, e ok, doar că se concurența aici îi dă un pic bătăi de cap, ia să văd. Hm. Uh, în viitorul apropiat apare cavalerul de spade ceva se întâmplă foarte repede ceva se întâmplă foarte repede este o grabă în legătură cu un drum da și șasele de bâte este o grabă în legătură cu un drum sau un drum apare așa pe nepusă masă pe nepregătite este necesară o călătorie mm. care va fi făcută cu succes bun am văzut ce, ce face persoana voastră uh, o să le strâng și ne uităm la cum ați fost voi văzuți de acest om în trecut, cum sunteți văzuți acum în prezent și cum vă vor percepe, vă vor vedea în viitor, da? Inclusiv sentimente și intenții sau dorințe, ok? Hai să văd. Ia să văd. Bun, în trecut. În trecut. Cum v-au văzut în trecut, da? Cum v-au perceput în trecut, optul de cupe? Mm. Ce au simțit și ce intenții au avut vis-a-vis -vis de voi, ok. Frumos, hai că până aici e bine. În prezent... Uuuuh, mm. uuuuh, uh, uuuuh. Wow, cât au sărit! Ok, Multe cărți au sărit, au venit cărți bune. Și bune și, și rele. Și în viitor. Ok. Bun. Și la capătul pachetului avem pajul de pentacule. Dorința aceea de a cunoaște oameni noi sau de a materializa sau de a... Măi, ce se blurează camera mea, ce mă enervează. Gata. Bun. Dorința de a cunoaște oameni noi. Da, dar și teama de a nu rămâne dezamăgit. Aici avem pajul de spade și pajul de pentacule și patrul de cupe. Sau, în alte cazuri, este posibil, din cauza anumitor blocaje, uh, să pierdeți o ocazie. Să pierdeți o ocazie importantă în legătură cu această persoană. Uh, ia să văd aici. Bun. Deci, în trecut, cum ați fost voi văzuți, percepuți de această persoană? În prezent văd că au apărut mai multe cărți. Păi în trecut văd optul de cupe, văd că au încercat să se detașeze, cel puțin din punct de vedere emoțional, au încercat să se detașeze, da? în mintea lor au încercat să se detașeze de voi. Dar în același timp s-au simțit, au avut inima închisă, da? blocată, au pus aici șapte de lacăte pe, pe sufletul lor, pentru că la nivelul inimii, da, mi apare 400 de pentacule, unde există un mare blocaj, da, totul era încuiat, totul era pus sub lacăt, nu exista nici uh, nici cea mai mică șansă, da, să intre cineva, uh, iar în momentul în care uh, vedeți voi, în momentul în care v-au întâlnit pe voi, au simțit nevoia să fugă, da, au fugit de cupele astea. Totuși, îmi apare Regina de Cupe, da, adică, în ciuda faptului că au încercat să se detașeze, în ciuda faptului că au încercat să fugă, să-și închidă inima cu șapte mii de lacăte și tot așa, uh, s-au lăsat, și-au dat frâu liber sentimentelor, ok, și emoțiilor vis-a-vis -vis de voi, pentru că Regina de Cupe totuși este Regina Dragostei. Bun, deci așa v-au văzut ei pe voi, deci la început au încercat să fugă de voi, la început au încercat să, să se ascundă, dar uh, au văzut în voi o regină de cupe, o regină de cupe este o femeie care, sau un bărbat, nu contează, o energie care iubește necondiționat, care are foarte multă dragoste de oferit, iar asta le-a făcut într-o oarecare măsură uh, inima să se deschidă, ok? Bun, deci așa v-au perceput ei la început. Acum, în prezent, în prezent, în mintea lor, văd că se tem foarte mult de o încheiere sau de o trădare. Văd zecele de spade în mintea lor. Sau mai poate fi și faza că, posibil, ca ei să vă fi rănit pe voi sau să vă simtă pe voi răniți, da? Pentru că zecele de spade vine cu multe răni interioare, vine cu, cu trădare, vine cu răni nevindecate, vine cu o încheiere bruscă. E posibil ca ei sau ele în acest moment așa să vă perceapă pe voi, da? Să vă perceapă ca a fi o persoană rănită, o persoană pusă la pământ cu zecele ăsta de spade. Bun, la nivelul sufletului, da, au optul de pentacule unde își doresc să lucreze și regina de pentacule, adică își doresc să lucreze într-un mod necondiționat la... la ce? <gântări> la a forma un 2 de cupe, da, și un patru de băte, adică la a forma uh, un cuplu, da, la a va aduce din nou iubire în suflet, de a... la a face să simțiți din nou uh, dragostea, aș putea să spun, da? Asta este dorința lor, patru de băte și, și doiul de cupe. Ok, dar văd că au, au destul de mult de muncă, dar sunt dispuși să lucreze, sunt dispuși să vă fie alături, sunt dispuși să să depună tot efortul necesar, pentru că și Regina de Pentacule, până la urmă, este mama răniților, este cea care ajută, cea care este acolo pentru tine, da? când tu ai nevoie de ea. Și 800 de pentacule mi arată că persoana asta vrea să lucreze, da? să lucreze la vindecarea ta, dacă este necesară. Bun, pentru că așa te percepe, văd, cu la ăsta de spade, da? te percepe a fi o persoană rănită la avea multe răni interioare care trebuiesc echilibrate, vindecate, scăpa de ele. Bun, și în viitor, hai să vedem, în viitor te percepe ca pe un șapte de băte. Șaptele de băte ce înseamnă? Înseamnă o persoană care luptă sau care intră în apărare. Acum o să vedem, să clarificăm cartea asta. Uh, văd că la nivelul Inimii are Împăratul, da? Adică conștientizează sau știe sau. Uh, vezi tu împăratul, ia deciziile raționale, într-un mod rațional, dar în același timp împăratul este una dintre cele mai puternice cărți din tarot. Persoana asta știe că tu ești o persoană puternică, că tu ești un om puternic, că ești o ființă puternică și văd că și în viitor uh, are tendința, da, să te să te întărească. Să te întărească, să facă din tine o persoană puternică, da, care a scăpat de toate rănile astea, care a scăpat de toate... E, e complicată citirea voastră, e un pic complicată, pentru că de ce? Vedeți voi la început persoana asta a încercat să fugă, să se ascundă. Nu a dorit să, să vă ofere toată iubirea asta, pentru că a știut că asta ar însemna să vă iubească necondiționat. Și inima acestei persoane a fost destul de închisă atunci când v-au cunoscut. Totuși, văd că în prezent sunt dispuși să facă orice pentru voi. Acum, dacă ei sunt cei care v-au rănit, că există și varianta asta, da, în care ei ar putea fi cei care v-au rănit, uh, și-ar dori din tot sufletul să repare, să repare greșeala pe care au făcut-o. Dacă nu sunt ei cei care v-au rănit, de asemenea, uh, doresc să vă ajute să vă uh, vindecați sufletul, ok? Pentru că momentan ei așa vă percep. Iar în viitor văd că vă percep ca pe un împărat, ca pe o persoană care luptă, care și învinge fricile, care știe ce vrea, știe ce își dorește. Iar aici apare moartea. Da? Moartea vine cu o transformare extrem de puternică. Am impresia că voi da, o să, cel puțin așa, o să vă vadă fiind foarte schimbați. Adică felul în care v-au văzut la început, da? Este total diferit de felul în care vă vor percepe în viitor. Pentru că în viitor vă văd a fi persoane schimbate, transformate, persoane extrem de puternice, persoane pe care uh, cum să spun eu, nu neapărat că te poți baza, dar persoane foarte echilibrate cu împăratul, da? Cu moartea, cu împăratul, aveți arcane puternice, da? Majore. O transformare foarte mare, adică dintr-o regină de cupe, voi veți ajunge sau cel puțin așa o să vă perceapă persoana asta a fi un împărat, o persoană extrem de puternică. Bun, hai să le și clarificăm așa un pic. Mi-am făcut o cafea aici fără cofeină că e târziu și vreau să dorm. Bun, hai să vedem le clarificăm puțin cât am vorbit, 18 minute, hai că n-am vorbit așa mult. Optul uh, hm. de cupe, ia să vedem, de ce au vrut să fugă 9 de bâte, pentru că n-au vrut să repete o situație din trecut, pentru că au simțit că s obosiți, pentru că au simțit foarte multă pasiune, 9 ăsta de bâte are foarte mult foc, da? au simțit că se vor arde, uh, le-a fost teamă, da? Deci ce au vrut să fugă de voi, pentru că le-a fost teamă. Pentru că le-a fost teamă că se ard, <gură> se ard singur, da? Își fură singur căciula. Bun. Uh, patru de pentacule. Totuși văd aici o inimă închisă. Ia să vedem ce cu inima asta închisă. Cei cu inima aia închisă? Regina de băte are inima închisă. Wow! Wow! Și au venit cărțile. <gură> au venit cărțile care le-am văzut la capătul pachetului. Ia uitați-le. Regina de băte, regele de spade, patru de spade și temperanța. Adică persoana asta era probabil deja într-o relație, posibil, da? în care se instalase așa un fel de monotonie da? cu temperanța, pot să spun că era liniște și pace, echilibru da? în viața acestei persoane. Dar ce văd eu aici este faptul că regina asta de băte are foarte multă pasiune, da? Uitați-vă cum arde! Are foarte multă pasiune. Și aici de ce s-a temut? Pentru că ați activat o parte pe care ea încerca să o ascundă. Ați activat ceva în această persoană ce nu a mai fost activat de foarte mult timp. De aceea a încercat să fugă. Ce e interesant! Hm plictis, monotonie, liniște, da, cu temperanța era liniște, dar inima acestei persoane era închisă, în ciuda faptului că, în aparență, da, totul părea ok, totul părea bine, totuși, patrua de spade mi arată faptul că, vedeți aici, totul nu mai, gheață, da. Mi arată faptul că se simțea ca și într-un somn, da? Ca și într-un somn, ca și, ca și cum așa de aparență totul era ok, dar în interiorul său tot e o lavă aici. Da, cu regina asta de băte. Tot 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 e o lavă. Bun. Și regina de cupe de asemenea, da, mi arată foarte multă dragoste și pasiune de oferit. Deci cumva în aparență, ființa asta Era ok, era foarte echilibrată, dar în interior avea un, un vulcan. Bun, hai să văd. Așa v-au perceput ei, așa v-au văzut ei, așa au simțit ei despre voi, da? În ciuda faptului că aveți inima închisă, totuși în interiorul vostru este mult de oferit, aveți multă dragoste și multă pasiune de oferit. Bun, hai să clarific 10 ăsta de spade, să vedem de ce vă văd ei așa răniți, rănite, optul de cupe, iarăși 8 de cupe și doiul de băte. Pentru că, da, optul de cupe, detașare emoțională, nu v-ați detașat încă emoțional de o anumită situație nu v-ați vindecat, nu v-ați detașat emoțional de o anumită situație. Doiul de băte îmi vorbește despre faptul că voi încă mai jonglați aici între două situații sau așteptați momentul, da, momentul potrivit, sau așteptați să vedeți ce urmează, ce o să se întâmple, dacă va erupe vulcanul sau nu va erupe vulcanul, ok? Cinciul de spade mi arată faptul că persoana voastră crede că e o luptă inutilă, deci, ce faceți voi cu voi este cumva o luptă inutilă, acum, în prezent. Cam așa, cam așa vă vede, da? Faptul că încă mai aveți răni, că încă sunteți nevindecați, că încă aveți lupta asta interioară, consideră că ar fi momentul să renunțați, cam asta văd eu aici, și optul de cupe, da, să vă detașați emoțional de anumite lucruri care vi s-au întâmplat. Acum, că au fost produse de persoana asta sau nu, da, asta mai puțin contează. Hai să văd, optul de pentacule și regina de pentacule. Văd că vor să vă ajute, văd că vor să vă susțină. Patru de cupe. Hm. Da, exact cum am zis. Ei vor să vă susțină, vedeți? Vor să vă susțină. Ideea este că și-ar cam doriți ca și voi să, să vedeți oferta, da? Să vedeți oferta, să vedeți susținerea, să vedeți... Adică să voi cumva așa vă necați amarul aici da? Ei așa, așa vă percep a fi persoane care încearcă să-și nece amarul, să-și nece o supărare, o tristețe, iau de cinciul de cupe, adică răni care trebuiesc vindecate, da? Ce avem aici? Pajul de spade. Deși voi nu vorbiți prea mult despre treaba asta, da? Sabia e dreptată în jos. Deși nu vorbiți prea mult despre treaba asta, ei vă simt. Și magicianul, da, voi în aparență doriți să păstrați o atitudine de de sunt puternic, puternică și am trecut și sunt ok și mi-e bine. Dar ei în interiorul lor, ei simt, simt că ceva nu e ok, că ceva nu i nu -i vindecat complet și iarăși apare 10 ăsta de spade. Și hai să vedem ce și-ar dori. Văd că și-ar dori doiul de cupe aici. Carul, da, bineînțeles. Faetonul. Hmm și judecata, da, și-ar dori ca voi să realizați, să vă dați seama, să conștientizați, să conștientizați faptul că uh, hmm, cu judecata, da, să conștientizați faptul că este un război pierdut. În alte cazuri este posibil să își dorească o împăcare, da, în cazul în care sunteți separați, sunteți în separare, să își dorească o împăcare cu voi. Uh, cu 400 de băte. 4 de băte, vezi tu? 4 de băte și 2 de cupe aici. E, o energie așa frumoasă de, de suflet pereche. Și persoana asta ar dori ca energia asta să vă vindece. Da? Și ar dori foarte mult ca energia asta să vă vindece, să reușească să vă vindece. Carul. Carul mi-arată faptul că tot ce vor de la voi este să depășiți acest moment. Da? Să depășiți acest moment. Vedeți și aici, până și aici este o ghidare. Este ca și cum lasă-te ghidat, da? Lasă-te ghidat. Bun. Ce mai avem? Șaptele de bâte în viitor. Hai să văd în viitor, că în viitor e curioasă treaba acolo. Șaptele de bâte, cum vă percep ei? De ce vă percep treiul de cupe? E, na, treiul de cupe vine cu sărbătoare, sărbătoarea unei victorii, dar aici victoria n-a avut part, n-a avut loc. Treiul de cupe, sărbătoria, sărbători ceva. Și soarele, o bucurie. A, ah, bun, în viitor vă văd așa ca pe niște învingători. Deci voi veți reuși să treceți momentul, să treceți peste acest moment, iar cumva am impresia că veți sărbători împreună, da? Acest... Um, această bucurie, pentru că văd o mare fericire aici, o mare bucurie. Este ca și cum voi vă întâlniți să sărbătoriți, da? Nu contează, că sărbătoriți un eveniment împreună. O luptă pe care voi ați dus-o sau o veți duce. Bun, împăratul, hai să văd. La nivelul sufletului v-au pus aici pe un piedestal iarăși doiul de cupe. Hm, doiul de cupe, cavalerul de cupe, vedeți? Din, parcă așa din toată inima ar dori să fie alături de voi, da? să vă ajute să ajungeți, să fiți în puterea voastră, pentru că ei sau ele așa vă văd, da? așa vă percep ca a fi un împărat, adică o persoană foarte puternică, un divin masculin, în cazul în care sunteți un domn, dacă nu sunteți o doamnă de asemenea, au foarte multă încredere în voi și vă percep a fi o persoană foarte puternică și în cazul în care aveți ceva planuri de viitor sau mai știu eu ce, doresc pur și simplu să vă susțină. Ce mai văd aici? Iarăși energia de doi de cupe, da, și cavalerul de cupe, adică persoana asta dorește să vină cu o ofertă plină de dragoste, bazată pe reciprocitatea dintre voi doi, uh, dar oferta asta, eu zic, mi îmi place foarte mult cum ies cărțile, oferta asta, eu zic, că uh, vine doar pentru a vă întări pe voi, pentru a vă susține pe voi, da? Pentru a vă face pe voi să fiți mai puternici, să fiți în elementul vostru. Bun, și hai să văd ce transformare transformarea asta. Șasele de băte. o, șasele de băte vine cu un mare succes aici. Frumos. Șasele de băte, ce da. Măi, e bine, eu zic că e bine, e ok. Și zecele de pentacule. U, ce reușită! Mai, 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 mai. Ce ai reușit ai șasele de băte și uh, zecele de pentacule. Vedeți voi șasele de băte vine cu o relație sau cu ori, un succes, o victorie. Iarăși este împăratul. Până la urmă și în șasele de băte este împăratul care intră triumfător da, în oraș și toată lumea îl aplaudă ceva în genul ăsta. E, și aici la fel. Uh, vocea ta se aude peste o mulțime, da, o mulțime te ascultă aici. Și zecele ăsta de pentacule iarăși vine cu o victorie, da, cu o reușită. Parcă te mândrești în fața familiei tale cu ceva, cu un anumit eveniment, cu o schimbare, cu faptul că ai reușit să te schimbi, cam asta văd eu aici. Bun, pentru că zecele de pentacule, na, da, vine cu familie tradițională. Ceva în văzul lumii. Și treiul de bâte, întors invers. Uh, vezi tu, treiul de bâte, în mod normal, este foarte multă analiză. Este distanță fizică. Este uh, dor. Na. Venit invers, uh, probabil că se diminuează distanța dintre voi. Probabil că nu va mai exista atât de multă analiză. Probabil că nu va mai exista atât de mult dor. Pentru că aici vine o, e, e ca și o reuniune, ok? Cam asta văd eu, o reuniune. Bun. Hai să vedem, o oh, am vorbit destul de mult. Hai să văd un mesaj din partea acestei persoane pentru voi. Ce talare de nebună aici la mine. <laughs> Ce energie am. Bun. Un mesaj din partea acestei persoane pentru voi. O, o conexiune spirituală între tine și această persoană extrem de puternică. Da? Bun o conexiune care merge dincolo, dincolo de ce putem noi înțelege, ok? Dar este nevoie să iertați și să uitați anumite evenimente din trecutul vostru, ca să puteți trece peste ele. Da? Adică să uitați. Nu ai cum să uiți, că înveți, da? Din greșeli și din ceea ce ai pățit și din ceea ce ți s-a întâmplat, pur și simplu înveți anumite lucruri, n-ai cum să le uiți, că nu poți tu dicta să uiți, dar să ierți poți și iertând automat te eliberezi, prin iertare te eliberezi, da, acolo e ideea, să te eliberezi, fii autentic, da, nu uita să fii autentic, uh în legătură cu ceea ce simți. Adică nu minți, nu încerca să ascunzi gunoiul sub preș, uite, relații și parteneriat. Pentru că unii dintre voi probabil că veți avea tendința să spuneți nu, că nu mai am nimic pentru uh, nu știu cine, dar uh, voi încă sunteți aici cu mine. Adică asta am dat clar de înțeles că acolo mai e ceva, da? Și atât timp cât încă există ceva, nu contează ce. Nu contează ce. Deci nu contează că e iubire, că e ură, că e ranchiună, că e frustrare, că e un sentiment de vreau să mă răzbun sau mai știu eu ce, acolo mai e ceva. Da? E acel ceva atât timp cât încă există. Uh, există. <laughs> da? E încă acolo. Adică voi nu v-ați vindecat. Cam mai e ideea. Bun, drăguții mei. Dar văd că se întâmplă lucruri frumoase. Văd că veți reuși până la urmă, deși încă mai aveți ceva în prezent. Veți reuși în viitor, da, să vă bucurați de un succes extraordinar. Foarte frumos. Un succes, o victorie pe care o veți avea cu, cu certitudine. Bun. Cam atât am avut pentru voi în seara asta. Eu v-am pupat. Sper că ați înțeles ceva. Sper că ați luat de aici doar mesajele care vi se potrivesc, vouă. Uh, și sper că, că a fost ok. Bun. Încercați să vedeți așa printre sau să ascultați printre cuvinte. Bun. V-am pupat. Numai bine. Ceau.